Știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. O întreagă rețea infracțională a fost descoperită la un centru de vaccinare din București. Funcționarii statului au înlocuit datele a 10 de persoane vaccinate cu nevaccinate. Într-o Timișoară transformată în polul frigului din România, un bărbat a vrut să se încălzească folosind aragazul. Gestul i-a fost fatal. O fetiță și bunica ei au fost atacate de doi câini de luptă. Au mai intervenit și alți oameni ca să le salveze. În plin val al pandemiei, cu spitalele arhipline și noi restricții dure, România a trecut de la vaccinarea la chiuvetă la vaccinarea fictivă. Peste 100 de bucureșteni au primit certificate verzi digitale fără să vadă măcar acul vreunei seringi. Întreaga rețea infracțională funcționa chiar în capitală, într-un centru de vaccinare care aparține primăriei sectorului 2. Mai mulți funcționari publici ar fi înlocuit datele a 10 de persoane vaccinate cu ale altora nevaccinate. Totul a ieșit la iveală după ce oamenii ale căror date au fost modificate au anunțat că nu-și pot descărca certificatele. Primele suspiciuni au apărut în luna august, atunci mai mulți bucureșteni care se vaccinaseră la centrul Neghinița au anunțat că nu-și pot descărca certificatele COVID de pe platformă. Am avut niște sesizări venite de la cetățeni. Am investigat în arhiva centrului Neghiniță și am constatat niște neconcordanțe între arhiva centrului și RENV, Registrul Național. Și la începutul lunii august am sesizat poliția despre aceste neconcordanțe. 5 imobile au fost percheziționate și 168 de persoane au fost aduse rând pe rând la audieri în mai multe secții de poliție din București. Cei mai mulți dintre suspecți au ajuns la secția 8, 10 dintre ei sunt beneficiarii certificatelor false, restul sunt cei care le-au eliberat. Mai mulți funcționari publici delegați la un centru de vaccinare din sectorul 2 ar fi făcut modificări fără drept în baza de date a persoanelor vaccinate. Mai exact, au înlocuit datele persoanelor vaccinate cu datele persoanelor nevaccinate în scopul obținerii pentru acestea documente care să justifice vaccinarea. 4 funcționari publici lucrau la centrul Neghiniță. Ei aveau rolul de registratori, adică verificau programările și introduceau date în sistem. Pe lângă ei mai erau și medici și asistente care se ocupau efectiv de imunizarea pacienților și care aveau contracte de prestări servicii cu primăria sectorului 2. Încă nu se știe dacă suspiciunile planează și asupra personalului sanitar. Centrul de vaccinare Neghiniță, situat pe strada Viitorului din sectorul 2, a fost închis imediat după descinderile poliției. Cei care erau programați să se vaccineze aici sunt acum redirecționați către alte centre din apropiere. Centrul Neghiniță se va redeschide în momentul în care ancheta poliției va permite acest lucru și după ce tot personalul care lucra aici va fi înlocuit. Folosirea certificatelor false constituie faptă penală și că, pe lângă faptul că este o faptă penală, se pun în pericol nu doar cei care folosesc un astfel de certificat fals, ci și pe cei din jur. Deci vă rog să vă gândiți de 100 de ori înainte să folosiți certificate false. Funcționarii publici sunt cercetați pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sau fals informatic, adică fapta de a introduce, modifica sau șterge fără drept date personale. Cei ce vor fi găsiți vinovați riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Vecinii bulgari se apropie cu pași repezi de un lockdown general. Numărul mare de infectări și decese s-au transformat deja Dunărea într-o barieră de netrecut. Nici măcar românii vaccinați nu pot intra sau tranzita Bulgaria. Testul PCR este obligatoriu. Detalii despre situația disperată de la granița României imediat în jurnal. S-a aflat cine sunt oamenii din Prahova care s-au vaccinat în urmă cu 2 săptămâni la chiuvetă. Este vorba despre mai mulți sportivi care fac parte din Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Au cumpărat un certificat de vaccinare fals pentru că voiau să plece în Beijing la începutul anului 2022 pentru Jocurile Olimpice de iarnă. Printre cei care au încălcat legea se numără și un subofițer de la Serviciul de Pașapoarte. 4 inculpați sunt reținuți și cercetați sub control judiciar de către Tribunalul Prahova în dosarul vaccinărilor fictive. Zeci de persoane s-au vaccinat la chiuvetă într-un centru din Valea Călugărească, Prahova. În urma interceptărilor telefonice, reiese că mai mulți sportivi au cumpărat certificate de vaccinare ca să-i ajute să plece la începutul anului 2022 în Beijing, acolo unde vor avea loc Jocurile Olimpice de iarnă. Alo, da? Salut, de la Sinaia te sunt. Ți-am trimis? Da. Pentru mine și soția și ți-am trimis și niște pentru nașii mei. Și nașii nu mai vor, pentru că s-au speriat că durează, că face, că drege, că eu și nașii meu suntem la lotul olimpic.
olimpic și noi trebuie să avem vaccinuri că avem deplasare în China. Știu, am înțeles. El mi-a zis când m-a sunat că astăzi, miercuri, mă sună pentru joi să zică la ce oră și unde, pentru că e altă locație acum, știi? Am înțeles, haideți! E de ajuns să vii, decât de prezență și atât. Miercuri mă suni pe după amiază ca să-ți spun la ce oră. Bine, ești boier. Hai, Doamne ajută, să rezolv, că altfel mai băgat în... Altă interceptare surprinde o conversație între același bărbat de la cabinet și un subofițer de la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Prahova. Nu alea că ți-am dat eu, X și soții, care ți-am zis eu, știi tu, pașapoarte, ăștia doi cu ăia doi. Ăștia să fie cu Pfizer, nu cu AstraZeneca, că nu avea. Mai am pe ăia 5 cu AstraZeneca, trebuie să-i rezolvăm și pe ăia, cum necum trebuie. Stai să vedem, s-a făcut cerere, dar stai, că X e finuță, dar depinde și de alții. Vestea că la cabinetul de vaccinare din Valea Călugărească se întâmplau lucruri ilegale s-a propagat în localitate. Poliția a fost la casă mai încolo, în momentul aici. Dar se făceau vaccinări aici? Da, se făcea. Mulți care îi plecați prin străinătate s-ar fi putut să fi făcut și așa ceva, că noi nu știm. Să nu-l facă pe bune. Pe bune, păi da, bineînțeles. Zice că se vaccinează și nu ieși. Până boala e în țară. Să fiu în locul ei, cum să fac așa ceva? Pentru că se frică de ce intră la pușcărie. Avem copii acasă, avem familie. Cum să facem? Pe lângă faptul că este ilegal, medicii atrag atenția asupra aspectului medical. Surse din presa sportivă spun că Valentin Crețu ar fi apelat la această metodă. Bărbatul a mai reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă la probele de sanie și ar fi trebuit să plece la începutul anului viitor în Beijing, acolo unde va fi organizată Olimpiada de iarnă. Până în acest moment, conducerea COSR nu a vrut să dea declarații despre ce s-a întâmplat și tocmai din acest motiv nu se știe exact cum vor fi sancționați sportivii care au încălcat legea. Carmen Gheorghe, Prima TV. Criza de locuri din spitale duce la drame greu de imaginat. Peste 40 de gălățeni au fost internați în containerele din curtea spitalului de urgență din oraș. I-a ucis frigul și nu boala, spun rudele îndurerate. Medicii sunt și ei la capătul puterilor, iar lipsa de medicamente le îngreunează și a lupta cu pandemia. Ai grijă să ridici încet. Hai să mergem într-o zi, da, voiam să vă anunț că am murit, într-adevăr. Acum dimineață. Condoleanțe, îmi pare rău. Situația se repetă zilnic în containerele instalate în curtea celui mai mare spital din Galați. Aici este atât de frig încât pacienții și așa greu încercați de COVID sunt răpuși de condițiile crunte. Și aceste anticamere ale morții sunt însă pline până la refuz de oameni care își caută salvarea. Ne obosește și ne îngrijorează și... Dacă ne obosește, ne obosește psihic, că putem face doar până la un anumit punct pentru ei, în rest e voia Domnului. Condițiile improprii au dus deja la moartea 43 de pacienți. În plus, există în permanență riscul unei explozii. Nouă ni s-a spus astăzi să facem referat pentru 5 verificatoare de concentrație de oxigen. Pacienții care s-au putut mișca au dărâmat tuburi de oxigen și ne-au expus și pe noi și pe ei la riscul de explozie. Pompierii verifică o dată la 3 ore concentrația de oxigen din containere. Cât e? 21,2 arată. Asta pentru că e ușa deschisă tot timpul, e ventilată. E ventilată în cotire, da, este bine. Cum e? 21,1 arată, este bine, sunt parametri. Pandemia face în continuare ravagii în Galați. De ieri și până astăzi în orașul de la Dunăre s-au înregistrat 366 de cazuri noi de COVID-19. După luni întregi în care românii au ocolit centrele de vaccinare, numărul celor care doresc să se imunizeze a ajuns la cote istorice. Peste 100.000 au făcut astăzi prima doză. Evoluția pandemiei rămâne însă îngrijorătoare. Deși numărul cazurilor diagnosticate în ultimele 24 de ore a scăzut sub pragul de 15.000, secțiile ATI sunt în continuare pline până la refuz, iar 415 oameni au fost răpuși de boală. În ajutorul medicilor români au sosit astăzi echipaje din Danemarca și Polonia. Numărul bolnavilor de COVID internați în spitalele din întreaga țară a trecut de 20.000. 1.881 sunt la terapie intensivă, acolo unde, potrivit specialiștilor, mai puțin de 4 din 10 oameni scapă cu viață. În acest context sumbru, cadrelor medicale din România li s-au alăturat colegi din alte state europene. Vorbim de 2 medici și 5 asistenți medicali la acest moment. Mâine va mai veni un medic și un asistent medical, iar la 11 zile se va face un schimb și va mai veni încă o echipă. Deci, per total, va fi 22 de zile unde vor petrece la noi colegii din Danemarca.
În fiecare zi însă România pierde echivalentul populației unei mici localități. Nu știu dacă a mai existat ceva în istoria României, cel puțin pe care o cunosc eu, care să fi produs 500 de decese în fiecare zi. Mi se pare absolut fără precedent. Cei mai mulți dintre cei care pierd lupta cu boala sunt nevaccinați. Dintre cele 415 decese raportate în ultimele 24 de ore, 365 erau persoane care nu trecuseră pragul unui centru de imunizare. Riscurile sunt mult mai mici, mai ales să ajungi la spital sau să ajungi într-o fază complicată. Explozia de îmbolnăviri a dus însă la o schimbare a atitudinii în ceea ce privește vaccinarea. Ceea ce nu au reușit campaniile oficiale de promovare, reușește acum să o facă frica de boală. Frica de moarte fizică și frica de moarte socială, hai să zicem așa, dar frica de moarte ar fi liantul. Restricții plus ceea ce vedem zilnic când înseamnă COVID-ul, ne-au făcut să ne schimbăm un pic ideile. În fiecare zi dispare câte un sat. Cam asta înseamnă. 500 de persoane înseamnă un sat care moare în fiecare zi. Cultura noastră este, din păcate, de foarte multe ori îndreptată către noi, tătucu, care trebuie să îi impună. Nu înțelegem foarte bine de vorbă bună. Până în acest moment, aproximativ 6 milioane de români s-au imunizat cu schema completă. Vecinii bulgari se apropie de un lockdown general. Numărul mare de infectări și decese pun autoritățile de la Sofia în fața unei decizii pe care și guvernanții români doresc să o evite. Statisticile și realitatea din spitale sunt sumbre. Bulgaria este pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul de persoane vaccinate. În plus, în țara vecină se intră doar cu certificat verde și test PCR. Alexandra Popescu are mai multe informații. Bun găsit! Bulgaria este într-o situație asemănătoare cu România în ceea ce privește situația pandemică și la ei spitalele sunt în colaps din cauza numărului mare de persoane care ajung infectați cu COVID-19 și care ajung în stare gravă de altfel. Vorbim despre un număr record care s-a înregistrat în Bulgaria ieri, de 6.800 de cazuri și de asemenea s-au înregistrat chiar și peste 200 de decese doar într-o zi și asta în condițiile în care Bulgaria are doar o populație de doar 7 milioane de locuitori, practic la jumătate față de populația României. La ei este și o situație asemănătoare cu a noastră legat de rata vaccinării. Practic în Bulgaria vorbim despre o rata vaccinării de 24%. Oamenii sunt neîncrezători în imunizarea împotriva COVID-19. Nu au încredere în acest vaccin, nu au încredere de asemenea în autorități, pentru că spun ei la fel ca și noi, de altfel că nu îi informează corect în ceea ce privește acest vaccin. Practic, Bulgaria traversează o perioadă grea și din punct de vedere politic în această perioadă. Vorbim pe 14 noiembrie despre a treia rundă de alegeri anticipate din acest an, pentru că Parlamentul nu a reușit să formeze o majoritate. Așadar, situația politică, neîncrederea oamenilor au dus ca Bulgaria să se afle într-o situație extrem de grea din punct de vedere pandemic. Spitalele nu mai au locuri să primească oamenii. Vorbim despre peste 600 de persoane internate la terapie intensivă, în condițiile în care Bulgaria are o capacitate de doar 700 de paturi de terapie intensivă. De situația este grea, așa că autoritățile se gândesc foarte serios la lockdown, pentru că, spun ei, în cazul în care Bulgaria ajunge la o rată de infectare de 10% de mii de locuitori, dar și la un număr de 9.000 de pacienți internați în spitale, atunci va institui lockdown total. În momentul de față sunt peste 7.300 de persoane internate în spitalele din Bulgaria, așadar vom vedea când vor institui autoritățile această măsură practic de urgență și Bulgaria a mai luat o măsură împotriva României de această dată, pentru că și noi ne aflăm în aceeași situație ca și ei. În Bulgaria granița o mai putem trece doar dacă avem un certificat de vaccinare sau dovada trecerii prin boală, dar de asemenea trebuie să avem neapărat și un test PCR făcut cu maximum 72 de ore înainte.
Alexandra, mulțumesc. Criza căldurii din Timișoara face primele victime. Un bărbat a murit, iar fiica lui a ajuns în stare gravă la spital, amândoi intoxicați cu monoxid de carbon, după ce au încercat să se încălzească folosind aragazul. Timișoara este de două zile fără apă caldă și căldură, după ce furnizorul de gaze a sistat livrările din cauza datorilor uriașe ale municipalității. Din seara aceasta, însă, autoritățile promit că timișorenii vor avea apă caldă și căldură după ce a fost semnat un nou contract cu un distribuitor. Frigul din apartamente l-a făcut pe bărbatul în vârstă de 63 de ani să apeleze la o metodă folosită des înainte de 1989, încălzirea apartamentului cu ajutorul aragazului. L-a lăsat însă nesupravegheat și cu geamurile închise ermetic. În apartament, pe lângă proprietar, se mai afla și fiica acestuia. Alertat că nu i se răspunde la telefon, un alt copil al victimei a venit acasă de urgență. Probabil să fie ceva, știu eu, o ardere incompletă sau ceva, nu știu de ce, și asta probabil că a produs cauza morții pentru dânsul și cealaltă persoană care e undeva în spital acum. Când a intrat în casă, și-a găsit tatăl și sora prăbușiți pe podea, unul dintre ei în cameră, iar celălalt în bucătărie. Poliții și pompieri și medici au ajuns de urgență la fața locului. Pentru bărbat era deja prea târziu. Inadmisibil. Vecinii sunt revoltați și arată cu degetul spre incompetența autorităților care nu pot gestiona criza căldurii din oraș. Vă dați seama că sunt oameni cu copii mici și cât frig și nu au un pic de apă caldă. Tânăra a fost transportată la spital, iar starea ei de sănătate este stabilă acum. Am preluat în seara aceasta o pacientă de 38 de ani adusă de colegii de la ambulanță cu intoxicație cu monoxid de carbon. În momentul de față ea este stabilă hemodinamic. Așteptăm restul analizelor pe care le-am recoltat și să vedem pe ce secție vom interna această pacientă. Polițiștii au început o anchetă penală în acest caz pentru ucidere din culpă. Cei doi locuiau într-unul dintre cele 50.000 de apartamente racordate la societatea locală de termoficare. De două zile, atât locuințele cât și majoritatea spitalelor nu mai au căldură și apă caldă. La clinica Bega, nou-născuți au fost luați de lângă mame și duși în secția de neonatologie, acolo unde se folosesc instalațiile de climatizare pentru a face căldură. Ani de zile, luni de zile și-au dorit să obțină o sarcină, au ajuns la termen, au născut și prin incompetența anumitor persoane sunt private de acest drept de a strânge nou-născutul la piept imediat după naștere. Repet, un lucru absolut inadmisibil. Ieri am atras atenția să-și bată joc de cine vor, dar sub nicio formă de mame și de nou-născuți. În locuințe, frigul a făcut însă ca mercurul din termometre să scadă sub 15 grade Celsius, iar încălzirea cu aerotermi, reșouri, instalații de climă și flacăra de la aragaz sunt singurele soluții găsite de timișoreni. Este oficial în prag de iarnă. Autoritățile au anunțat că vom plăti mai mult pentru căldură. Colega mea Cătălina Iordache a urmărit subiectul și are mai multe informații. Bun găsit! În câteva orașe, prețul energiei termice aproape s-a dublat la unii operatori. Schimbarea a fost anunțată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Instituția a aprobat așadar majorarea gigacaloriei livrate de toate ceturile din întreaga țară. Asta reprezintă prețul la care centrala livrează agentul termic, la care se adaugă tarifele de transport și distribuție. În București, de exemplu, pentru Elcen a fost aprobată o scumpire de peste 86%. Asta înseamnă că prețul pe megawatt crește de la 176 de lei cât a fost până acum la aproape 330 de lei. Creșteri masive sunt de altfel în toate marile orașe ale țării. În Bârlad, prețul energiei termice a crescut cu peste 96%. Și în Oradea și Botoșan sunt scumpiri de peste 90%. Complexul energetic Oltenia este distribuitorul care a înregistrat cea mai mică creștere, puțin peste 20%. Aceste scumpiri de altfel pot fi acoperite de subvențiile primăriilor, însă rămâne de văzut dacă și în ce măsură autoritățile locale vor acoperi aceste creșteri și cum vor afecta ele cetățenii. O familie din Arad s-a baricadat în casă după ce câinele lor, rasa Amstaff, i-a atacat din senin. A fost nevoie de intervenția în forța jandarmilor cu arsenalul din dotare pentru ca animalul să fie imobilizat, iar oamenii să poată ieși în curte. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Cei doi soți din Arad împreună cu nepoțica lor stăteau în curte când câinele lor din rasa Amstaff a început să devină agresiv. Prima atacată a fost femeia, iar soțul său a încercat să o salveze. Bărbatul s-a ales cu răni grave și a fost nevoit să se lupte corp la corp cu animalul. La un moment dat, și celălalt câine al familiei, tot din rasa Amstaff, și-a atacat stăpânii.
câinii liber în curte, am stat. Oamenii au reușit totuși să-și protejeze nepoțica de furia animalului și cu ultimele puteri au intrat în casă și s-au închis acolo. Țipetele lor au fost auzite de vecini care au alertat autoritățile. Erau toți plini de sânge și câinele nu le dădea drumul. Da, a fost groaznic. Ce părere? Și animale care trebuie ținute sub control și eu am avut. Da, dacă nu le ții sub control, așa se întâmplă. A fost o întreagă desfășurare de forțe în gospodăria oamenilor pentru imobilizarea câinilor. Jandarmii au analizat repede situația și au luat decizia să folosească materialele de restabilire a ordinii publice, respectiv scutul de protecție, tonfa și spray-ul iritant lacrimogen. Cei doi soți au fost transportați la spital. Cei doi pacienți au ajuns cu plăgi mușcate de câine în zona abdomenului, respectiv pe antebrațe. Rănile au fost curățate și dezinfectate de urgență de către personalul medical. Victimele au nevoie de intervenții chirurgicale din cauza rănilor profunde. Instructorii canini avertizează că această rasă de câini poate fi extrem de periculoasă. Este un câine cu destul de temperamental, un câine cu, care este cu un pachet de mușpel, este foarte bine încărcat din punct de vedere al musculaturii, iar forța care o are în momentul în care mușcă este foarte puternică. Unul dintre câinii agresivi a fost deja eutanasiat. Caz cutremurător la Craiova, un cadru militar din celebrul batalion Scorpionii Negri a fost prins în flagrant în timp ce încerca să convingă un minor să întrețină relații sexuale. Revenim în câteva minute cu principalele detalii din anchetă. O fată de 15 ani a sărit de la etajul 4 al blocului în care locuia în Tulcea după ce casa i-a luat foc. În incendiul izbucnit aseară, alte două persoane s-au intoxicat cu fum. Ca să scape cu viața, adolescenta s-a aruncat în gol înainte de sosirea pompierilor. A fost găsită conștientă în fața blocului cu multiple traumatisme provocate de căderea de la înălțime. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Doamne, Maica, Doamne! Ferească Dumnezeu! A sărit Laura de la etajul 4, pe geam. Fetița aia este jos acolo. Doamne, Maica Domnului, nu știu dacă scapă. La sosirea pompierilor, incendiu cuprinsese dormitorul din apartament, iar intervenția salvatorilor a împiedicat flăcările să cuprindă întregul imobil. A zis să ieșiți toți din scară, din bloc. A zis să ieșiți din bloc. Ia uite cum te cunești. Doamne, e cineva în casă. Da? În casă, mă, e cineva. Ferească Dumnezeu. Fata a fost transportată la Spitalul Județean din Tulcea împreună cu celelalte două persoane intoxicate cu fum. Medicii au constatat multiple traumatisme la coloana vertebrală. Imediat cum a sosit, s-au făcut toate investigațiile, a făcut CT din cap până în picioare și printre alte multe fracturi s-a constatat și această fractură de coloană lombară, care presupune neurochirurgie. Un politraumatism prin cădere de la înălțime cu multiple fracturi. Spitalul județean din Tulcea s-a văzut depășit de cazul adolescentei. La miezul nopții, medicii tulceni au trimis-o la Constanța. Prognosticul este însă în continuare unul rezervat. E văzut dacă se poate face ceva neurochirurgical, adică se introduc niște tije care aduc coloana la starea inițială, dar medular nu mai au ce să mai facă și rămâne cu paralizie a membrelor inferioare în cazul ei. Poliția din Tulcea a preluat ancheta de la fața locului. Oamenii legii vor să afle de la ce a pornit focul și vor stabili pas cu pas cum s-a întâmplat întreaga tragedie. Planul Național de Redresare și Reziliență al României a fost aprobat astăzi de Consiliul Uniunii Europene. A fost ultimul pas procedural înainte ca țara noastră să poată încasa prima tranșă de 4 miliarde de euro din suma totală de 29,2 miliarde de euro pe care o are la dispoziție. Astfel, până la finalul anului, România urmează să încaseze 3,8 miliarde de euro din PNRR, adică 13% din suma totală aflată la dispoziția țării noastre. Banii vor fi folosiți în principal pentru construcția de drumuri, autostrăzi și căi ferate, rețele de apă și canalizare, modernizarea spitalelor și a școlilor, dar și pentru împăduriri, digitalizare și turism. Până acum au fost aprobate planurile a 22 de state membre UE, sumele alocate deja fiind de peste 50 de miliarde de euro.
Controlele polițiștilor au continuat și astăzi, însă nu a lipsit și scandalul. O femeie a fugit pur și simplu de oamenii legii pentru că nu avea certificatul verde. Revoltată de ceea ce îi se întâmplă, aceasta nu a vrut nici măcar să se identifice în fața echipajului. Iar asta nu e tot. Într-un alt centru comercial, polițiștii nu au putut să-și ducă la bun sfârșit misiunea. Nu avem nici de identitate. Trebuie să aveți, stați pe loc, doamnă, unde plecați? Vă rog frumos, doamnă, am prezentat, vă rog să prezentați un act de identitate. Doamnă, vă rog frumos, rămâneți pe loc. Doamnă, rămâneți pe loc, vă rog frumos. Doamna din imagini nu a fost prea încântată de controlul polițiștilor din sectorul 6. Femeia a intrat într-un magazin fără certificatul verde. Oamenii legii au încercat să vorbească cu ea, însă fără nicio șansă. Aveți cunoștință de faptul că am mai bine, nu sunt centrele comerciale. Este și obligația dumneavoastră să aveți la dumneavoastră certificatul verde. Se vor aplica măsurile legale vis-a-vis de contravenția pe care a săvârșit-o dumneavoastră. În sensul că nu a prezentat un certificat de vaccinare. Oamenii legii au fost în control în piețe și magazine pentru a vedea dacă masca de protecție este sau nu purtată și dacă este cerut și scanat codul QR. Nu mare le-a fost mirarea când au descoperit că măsurile nu sunt respectate. O să vă facem purtarea regulamentară a noștri. Eu am. Da, dar trebuia să fie și nasul și... Se aflau la servire și nu purtau mască. Într-un centru comercial, însă, polițiștii nu și-au putut termina controlul. La câteva minute de la intrarea în magazin, oamenii legii au fost nevoiți să iasă pe motiv că se află într-o proprietate privată. Sunt la primărie, da? Am înțeles că trebuie la primărie, da? Da? Mai era o problemă? Aveți ceva de ascuns? Nu avem de ascuns nimic. Trebuie să luați aprobare că e proprietate privată, am înțeles. Cei care nu respectă măsurile impuse de autorități riscă amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei. Nu sunt toată lumea vaccinată să facă așa ceva. Deci noi acum să pierdem jumătate de vânzare, nu? Deci trebuie să angajăm un om care stă la ușă și controlează certificatul verde sau ceva așa. Deci eu nu permit, eu să nu am vânzătură aici în magazin. Toată lumea să poarte mască. Că altfel ce facem? Verificările polițiștilor s-au intensificat în ultimele săptămâni din cauza numărului mare de infectări. Astăzi în capitală s-au înregistrat 1839 de cazuri noi de COVID-19. O tonă de păcură s-a scurs pe mal și în mare, în portul Midia. Petrolierul Angie, sub pavilion maltez, cu 40.000 de tone de țiței, era la descărcare, iar la ora 2 noaptea, docherii au dat alarma când conducta terminalului de hidrocarburi a cedat. O tonă de țiței s-a scurs din navă, 80% pe mal și restul în apa mării. Păcura este compactă și înghețată din cauza temperaturilor scăzute, iar pata de pe mare este lungă de 30 de metri și groasă de 2 centimetri. Aproape 200 de litri de țiței sunt între navă și cheu. Garda de Mediu Constanța a amendat firma care descarcă petrolierul cu 20.000 de lei. Un militar din celebrul batalion Scorpionii Negri din județul Dolj a fost arestat după ce a încercat să întrețină relații intime cu un adolescent de 15 ani. Băiatul din comuna Sadova a fost racolat pe o rețea de socializare. Caporalul i-a propus ca în schimbul sumei de 50 de lei să întrețină relații sexuale cu el. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Militarul se afla în concediu de odihnă în momentul în care l-a racolat pe adolescent. L-a contactat pe rețea de socializare și a propus să întrețină cu el relații sexuale contra cost. Polițiștii au primit informația și au descins la timp în apartamentul în care urmau să aibă loc ororile. La fața locului s-au deplasat polițiștii, unde au fost identificați un bărbat de 51 de ani din Ostroveni, care locuiește fără forme legale în Craiova, și un minor penal. Sub aspectul săvârșirii infracțiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale. Pentru fapta sa, militarul a fost reținut, iar apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. Se pare însă că nu este prima dată când bărbatul racolează minori pe care îi duce în acest apartament. Cu vreo două luni de zile eram aici în față și a venit un grup de 4 copii, destul de târziu, în jur de orele 22. Am întrebat, părintește, mă, ce căutați pe aici? Ei s-au sfiit, i-am văzut că toți se învârteau și mi-au zis că vin aici la cineva, au mai fost, și că ar exista o persoană în blocurile astea care îi plătește
pentru a întreține relații sexuale. Din cercetările efectuate a rezultat că inculpatul este cadru militar activ, respectiv este militar în cadrul unității militare 01266 din Craiova, având gradul militar de caporal. Minorul se afla la locuința inculpatului la invitația acestuia pentru a întreține raporturi sexuale cu inculpatul. Militarul a mai avut și în trecut abateri la locul de muncă. În anul 2004 a fost concediat și trecut în rezervă. În momentul de față, militarul este suspendat din funcție prin conform legii. Militarul se afla în atenția conducerea unității pentru multiple abateri disciplinare. Caporalul era angajat din 1991, acum este suspendat din funcție până la finalizarea anchetei. Cercetările au fost preluate de un procuror din cadrul parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara. În vremuri bune investești, iar în vremuri de criză investești, spune una din regulile de bază ale afacerilor. Cine și-a dat seama că apele termale de la noi sunt o mină de aur face astfel de eforturi și în pandemie. În timp ce alte stațiuni sunt în paragină, la Băile Felix a construit în plină criză un spital de tratament și recuperare modern. În total, investițiile în cel mai mare complex balnear din vestul țării se ridică la 25 de milioane de euro. Bani obținuți de-a lungul timpului din toate sursele, fonduri europene, guvernamentale, credite sau profit reinvestit. În ciuda problemelor din ultimul an, administratorii au făcut toate eforturile să nu-și piardă nici angajații și nici clienții. Complexul de la Băile Felix se întinde pe câteva hectare. În urmă cu 20 de ani a fost construit primul hotel cu restaurant. A urmat acuaparcul, care a fost extins treptat, iar acum a ajuns la 22 de bazine interioare și exterioare, fiecare cu o anumită tematică și funcționalitate. Sunt bazine cu jacuzzi, cu apă, cu jeturi de aer, patru de masaj în apă, avem un bazin, un lazy river care te duce, te plimbă. Sunt zonele de saune, sunt saunele turcești, saunele finlandeze, saună cu infraroșu, sauna salină. Avem cabinete, mai multe cabinete de masaj. Avem o zonă de spa cu cabinete, cu tratamente, cu produse naturiste. Anul trecut, în pandemie, a fost ridicat și spitalul pentru recuperare neurologică, post-traumatică și post-operatorie, care a costat 6 milioane de euro. Provocarea cea mai mare a fost păstrarea celor 145 de angajați ai complexului. Soluția a fost șomajul tehnic. Noi am încercat să creștem din pepiniera noastră, adică am luat de pe băncile școlii anumiți elevi în practică și așa ne-am format un personal. Clienții sunt acum mai prudenți când își fac planuri. Dacă în urmă cu un an jumate, doi, înainte de pandemie, știam cu 2-3 luni înainte câte camere avem rezervate. Acum clienții își fac rezervare cu o săptămână, 10 zile, maxim 2 săptămâni înainte. Asta, să zic, ne creează un pic probleme pentru că nu ai o predictibilitate. Pentru a-i fideliza, prețurile nu au mai crescut de 2 ani. Funcționăm cu aceleași tarife. E o provocare pentru noi pentru că mai ales în ultimele 4-5 luni de zile au crescut foarte mult prețurile atât la achiziția materiilor prime. Cei care revin în mod constant, în primul rând, revin datorită serviciilor medicale. Pentru că acum, să fim realiști, oricât ți-ar plăcea o destinație sau un hotel, nu vii 15 ani la rând. Mai la sud, în județul Alba, o altă investiție de 6 milioane și jumătate de euro urmează să fie finalizată luna viitoare. Revin la viață băile sărate de la Ocna Mureș, unde sunt tratate afecțiuni reumatice, locomotorii, neuropsihice și ginecologice. Locul dat uitării mult timp și-a pierdut însă statutul de stațiune balneară și nu a putut atrage fonduri europene. Am prins când erau băile încă și funcționau. Veneau foarte multă lume, veneau cu autocarele, cu autobusele, stăteau în gard aici, făceau mai multe băi. Autoritățile locale nu s-au lăsat și până la urmă au făcut investiția din fonduri proprii. Aici este bazinul cel mare, bazin olimpic, va fi pentru nătători, va fi un bazin cu sare și un bazin pentru copii. La interior vor fi două bazine cu apă sărată și un bazin cu apă dulce. Iar în sălile de tratament, turiștii vor beneficia de fel de fel de proceduri, împachetări cu nămol, băi galvanice, masaj și saună. Complexul balnear, unde va funcționa și o bază sportivă, va fi deschis publicului din primăvara viitoare. Mai mulți comandanți de rang înalt ai forțelor armate NATO s-au întâlnit în România. Sunt lideri militari care au analizat geografia și relieful României pentru a identifica locurile unde suntem slab apărați. NATO dorește să știe unde trimite forțe rapide de reacție în cazul unui război în estul Europei, iar România este un punct de interes major.
Timp de mai multe săptămâni, planificatorii NATO au zburat deasupra granițelor estice și au analizat din aer și de la sol geografia câmpurilor de război. Au pus pe hartă concluziile obținute și au verificat ce unități de intervenție are România în fiecare zonă. A inclus misiuni de recunoaștere terestră și aeriană în România, vizite la unități esențiale din arhitectura defensivă aliată din țara noastră și discuții care au vizat sincronizarea acțiunilor din plan național cu cele din cadrul aliat. Our combined military posture remains credible, it remains coherent, and it remains resilient to the malign activities of any potential adversary. Analiștii militari NATO vor să știe câte unități sunt gata de a intra în luptă în orice clipă și ce vulnerabilități ar putea suplini alte armate aliate. Mai mult decât atât, străinii vor să știe dacă vorbim aceeași limbă când vine vorba de strategii de război și cât de bine se vor înțelege în caz că trebuie să acționeze imediat. Acest exercițiu ne-a permis să înțelegem mai bine elemente cheie ale planificării, atât din punct de vedere conceptual, cât și prin realizarea unei imagini reale a terenului și geografiei diferitelor zone de pe teritoriul României. The strength and common purpose that we exhibit with exercises like Noble Blueprint and our efforts to synchronize our activities will better position the alliance to address adversary aggression. Exercițiul încheiat astăzi se numește NATO Blueprint și este condus de flota 6 americană în Europa. El este conceput pentru a oferi o înțelegere clară a capacităților operaționale naționale combinate, precum și familiarizarea cu terenul atât în România cât și în Bulgaria. Vladimir Putin i-a acordat Nataliei Oreiro cetățenia rusă, când i-a mulțumit celebra actriță și cântăreață președintelui Rusiei. Vedeți imediat după o scurtă pauză de publicitate. Vă aștept! Natalia Oreiro este rusoaică cu acte în regulă. Vladimir Putin i-a acordat cetățenia artistei sud-americane. Cântăreața i-a mulțumit personal în limba rusă țarului de la Kremlin. În anii anteriori, un demers similar au făcut și actorii Gerard Depardieu și Steven Seagal. Natalia Oreiro e celebră în întreaga lume datorită rolurilor ei în telenovele. Actrița din Înger Sălbatic a susținut în repetate rânduri că își dorește cetățenia Federației Ruse. Acum i s-a împlinit visul. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Россию, всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наше отношение основаны на более чем 20-летней любви. Я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо. Пока. До свидания. Я вас люблю. Natalia Oreiro a început demersurile de obținere a cetățeniei încă din anul 2016. Odată cu ea, rus cu acte în regulă, a devenit și fiul ei Merlin în vârstă de 9 ani. Prima vizită a cântăreței în Rusia a avut loc în anul 2001, iar de atunci artista a călătorit în fiecare an. Ba chiar în 2019 a susținut spectacole în 13 orașe ale Rusiei în cadrul turneului Unforgettable. Pentru a arăta cât de mult iubește Rusia de ziua națională a Federației, a postat un mesaj pe Twitter în care purta un obiect vestimentar slav. Rasia de la mea, toge rodina. Ia vas lublu. Într-un interviu acordat unui post de televiziune din Rusia, cântăreața de origine uruguaiană a glumit și a spus că va fi mai rusoaică decât Gerard Depardieu. Artistul francez a primit cetățenia în 2013 și actorul american Steven Seagal este cetățean rus din 2016. În plină bulă imobiliară, China ia o decizie radicală. Autoritățile comuniste interzic construcția de noi zgârie-nori. Gigantul asiatic deține deja 44 din primele cele mai înalte clădiri din lume. În 2016, în Shanghai, era edificată cea mai mare structură rezidențială din lume, un turn de 626 de metri în care se găseau mii de apartamente. Doi ani mai târziu, nici măcar jumătate din aceste locuințe nu erau vândute. Începând de anul viitor, niciun proiect care va presupune construcția unei
clădiri de peste 500 de metri înălțime nu va mai fi aprobat. Doar în orașele a căror populație depășește 3 milioane de locuitori va mai fi permisă ridicarea de imobile de până la 250 de metri, însă doar în condiții strict reglementate de lege. Și de la Sport mergem la meteo. Colega mea Marina Nițoi este alături de mine și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Marina! Se apropie weekendul. O să fie la fel de frumos? Bună seara, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vremea rămâne frumoasă în continuare. Mâine, temperaturile se vor apropia de 20 de grade, asta în nord-vestul țării. Iar weekendul se anunță puțin mai închis, aduce vreme mohorâtă în estul și în sudul țării. Însă, în rest, avem parte de vreme bună. Dar hai să vedem mai multe detalii ce se întâmplă cu ziua de mâine. Vremea va continua să se încălzească ușor, mai ales în regiunile intracarpatice, pe unde vom avea cer senin. Și în restul țării așteptăm vreme frumoasă. Vântul rămâne intens în sudul Banatului, pe unde rafalele pot depăși 55, chiar 60 de km pe oră. Iar temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 20 de grade, cele mai ridicate fiind în extremitatea de nord-vest a țării, după cum puteți vedea, 19 grade pe la Baia Mare mâine. Dimineață, pe alocuri, în zonele joase de relief, va fi ceață. În București, noaptea care urmează se anunță senină, iar minima coboară până la 0 grade. Ziua de mâine se anunță însorită, vântul va adia ușor, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade. Pentru weekend. Să știți că veștile nu sunt la fel de bune, vom avea parte de vreme închisă. Sâmbătă, cerul va fi temporar noros și trecător apare burnița. Termometrele vor arăta 15 grade. Și duminică rămânem cu vremea mohorâtă, iar pe parcursul zilei vor fi din nou condiții de burniță. La amiază se vor înregistra doar 13-14 grade. Mă opresc deocamdată aici, dar după știrile din sport prezentate de colega mea Anca Serea, vin cu mai multe detalii despre vreme. Ne revedem atunci. Vă aștept! Marina, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. De la ora 20 avem Florin Călinescu Show, unde, dacă vă face plăcere, ne putem întâlni. Sunt invitată în această seară. După știrile nopții, prezentate de Ioana Maria Moldovan, Dragoș Pătraru vă așteaptă la Starea Nației. Să aveți o seară liniștită. La revedere! Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.